Da, am citit un articol despre faptul că fast food acestea de tip KFC au avut pierderi mari în ultimii ani și că restaurantele de tip Starbucks și KFC, deși acestea uh, cu, care, uh, să spunem, uh, vând cafele și uh, sucuri și dulciuri, de asemenea uh, au înregistrat pierderi, au avut vânzări mai mici în ultimii ani din cauza faptului că oamenii nu mai vin să cumpere. Asta este clar. He, de ce nu mai vin oamenii să cumpere? Pe păi vă spun eu că eu sunt unul dintre... Acum noi eu nu mânca la KFC, dar la Starbucks, da. În primii ani când a apărut Starbucks în România, era ceva, un fel de lux, da? Deci o cafenea de lux, unde mergeai și scumpărai cumpărai o cafea pe care te dai atunci, ni se părea o grămadă de bani. În ulterior am început să își permită mai toată lumea să-și cumpere o cafea de la Starbucks, iar în ultimii ani deja revenit la ideea de lux. Pentru că au crescut foarte mult prețurile în general, nu numai la Starbucks, ci în general, și oamenii nu își mai permit. Cresc foarte mult prețurile, dar salariile nu. Și chiar dacă oamenii își mai au un job în plus, ei muncesc foarte mult, sunt foarte stresați și cu toate astea tot nu își permit. Ei, și au renunțat și oamenii la ce și-au putut permite. Sigur că nu poți să renunți să mai mănânci, dar îți gătești mai mult acasă, nu mai comanzi de la restaurante. Și atunci restaurantele, localurile, fast foodurile au de pierdut. Um, asta se întâmplă nu numai din cauza faptului că au crescut foarte mult prețurile, ci, din, ci mai ales, cel puțin eu pot să spun lucrul acesta, pentru faptul că a scăzut calitatea, adică în restaurantele și localurile unde te așteptai să mănânci o mâncare nu de nu știu câte stele Michelin, că în România, vă să spui, există niște locuri în care mănânci bine. În sensul că nu sunt abateri foarte mari în ceea ce privește calitatea sau prospețimea produselor la acele restaurante. Da, eu sunt convinsă că nici la restaurantele de top din București, din Cluj, nu sunt alese cărnuri de animale crescute bio sau plante sau, mă rog, roșii, legume, fructe de calitate. Pur și simplu este o mâncare făcută bine, gustos, de către niște șefi mai iscusiți care sunt plătiți... Consistent. În fine, și ajung astfel porțiile chiar și la restaurantele de renume să coste foarte mult. Nu mai sunt de calitate, din păcate. Sunt cele de top, unde să spunem că sunt 2-3 într-un oraș, și hai 5 să spunem în București. Uh, și în afara capitalei, în marile orașe, mai sunt tot așa câteva. Lăsându-le la o parte pe acelea unde, sigur, că fiind de top, prețurile sunt pe măsură și îți permis doar să mergi să mănânci din când în când acolo uh, seara dacă ar fi să-ți comanzi, înainte ne mai comandam, ne permiteam acest lux între ghilimele de a ne mai comanda acasă. Acum nu se întâmplă lucrul ăsta, familiile mai numeroase, unde se mănâncă mai bine, dar nu ți o pizza și o împarți, îți iei vreo 3-4, minim, și le mănânci, pentru că pizzeriile au scăzut calitatea, nu ne mai comandăm. Pentru că restaurantele unde mai mâncai o friptură cu o garnitură, de asemenea, au scăzut calitatea produselor și mai ales cantitatea, observați acele fripturi, mult, mult mai mici. Da, porțiile sunt mult mai mici, carnea nu este extraordinară, sunt toate făcute la repezeală, te mai au și arsurile la stomac, fiindcă au fost pregătite cu un ulei prăjit și reprăjit sau pur și simplu cu unul cel mai ieftin ulei. Da, deci este de înțeles acum care este soluția restaurantelor sau deținătorilor de restaurante și mai departe. Habar n-am, nu mă pricep, nu este domeniul meu, dar ce vreau să spun este că eu ca un client și un consumator, fiind o familie mare, se întâmpla ca o dată pe săptămână înainte sau chiar de doar să o săptămână să mai comand, să ne luăm, nu mai facem lucrul acesta. De ce? Nu neapărat din cauza prețului, cât mai ales din cauza calității. Pentru că uh, fac rabat la, la calitate și porțiile sunt mult mai mici. Deci nu, de asta, asta este părerea mea cu privire la uh, fast food-uri, la restaurante, la nu comandam foarte mult la fast food, dar hai să spunem că se întâmpla și asta de două ori pe an să-mi comand de la fast food. În general, comandam de la niște restaurante unde știam că au niște feluri de mâncare simple și gustoase și de calitate. Nu mai facem lucrul ăsta. E bine, am expus clar motivele. Din cauza asta, porțiile sunt mai mici, mâncarea e mai proastă și pe lângă asta știm cu toții că prețurile sunt foarte mari. Chiar s-au dublat. Ne revedem mâine dimineață. Să fim sănătoși!